Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou episod, de data asta pe Simulator X și vrem să discutăm un pic. După cum vedeți am și eu aici un melon, se numește parcă melon, nu? Hippo melon, ok? Sponsorizat de fratele meu Robert, mulțumesc frumos pentru Hippo Melon, e primul meu exclusiv, mi l-a dat de tot. Și mai am aici niște Pixel Demon pe care mi-a dat și niște axelot. O, oh, ce mișto are tagul Love, ok? Și știți că m-a sponsorizat și cu o căruță de gemuri, e forță băiatul ăla. după cum vedeți sunt primul aici pe acest server sunt cel mai puternic Următorul este net inferior mie, dar nu despre asta este vorba Și este vorba despre următorul update care trebuie să vină destul de curând Și dacă ne uităm un pic la index aici, n-am niciun pet huge Dar în mini update-ul ăsta s-a adăugat o cu huge flopa, da? Și cu Sleipnir Dar în următorul update se va adăuga Pegasus Știam că Pegasus a fost și NFT pe jocul ăsta Se va adăuga un Wolf Uh, un dog și foarte multe se vor adăuga. Uite, Tidy Corgi, nici asta nu e, parcă nici Chetul nu e. Astea sunt. Ok, deci se vor adăuga foarte multe. Și uh, în mini-update-ul ăsta s-a adăugat oul acesta exclusiv, pe care bineînțeles că mulți îl știți. Și în prima zi, 1.5 de aici șansa și 0.5 a fost mult mai mare, a fost undeva pe la 10%. De asta mulți youtuberi au prins și au luat uh, peturi huge. Foarte, foarte ieftine. După cum vedeți, avem 2,8 milioane like-uri. E cam șobolan asta 3 milioane. Hai, really? Chiar 3 milioane sunt foarte multe, dar nu avem ce să facem, guys. Nu avem ce să facem momentan. Trebuie să mai așteptăm. Eu zic că update-ul o să vină cam... U, uh, am colectat ceva diamante. Cam uh, pe lunea viitoare. Sau poate în weekend. În funcție de ce se întâmplă cu like respective. Câte like-uri se dau atunci o să vedem și noi exact ce se va întâmpla cu jocul acesta în momentul în care va veni update-ul la mare. Eu sper să merite, sper să ne bucurăm de update-ul ăla. Preston a zis că o să fie wow, insane, sper să fie așa și să nu ne dezamăgească, să ne dea ceva nasoleanos. Am zis să mai intrăm și noi un pic să vedem ce s-a mai întâmplat. Văd că nu mai e nicio lume nouă, ok, și apărea pe internet un tweet ca și cum ar fi dispărut sau vrea să dispară huge hect cat. Adică acel huge care s-a adăugat în zona de uh, dark tech, în zona de tech. A, așa îți spuneau uh, dark tech. Sunt curios dacă ăsta pixel, nu, ăsta încă este aici, ok. Și hai să mergem în zona de uh, tech să vedem la Tech Shop aici dacă a dispărut acel huge din nou sau nu știu. Va dispărea voi ce ziceți? Eu sper să nu dispară. A dispărut! Deci este real! A scos Huge din ou! Wow! Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că o să-i crească prețul. Sigur, până acum îi scăzuse într-una prețul, deoarece se putea lua destul de ușor de aici dacă stăteai câteva zile și farmai într-una. Wow, am farmat și eu, nu știu, vreo 8 ore, dar nu mi-a picat din păcate. Și înseamnă că o să se ducă și pixel huge cat la un moment dat. Deci trebuie să avem grijă să... Să vedem cum facem Să punem și noi mâna pe un huge de la Am înțeles că dacă cumpărăm oul respectiv Da, cu 800 de bobux Îl putem da pe un huge hacked cat Și pe un huge pixel cat Singura problemă e că 800 de bobux Sunt, nu știu, vreo 60 de lei Ceva de genul Și e posibil să iau două peturi dupt Adică duplicate Și ce am făcut? Am dat banii degeaba Și nu sunt puțini, adică chiar sunt destui bănuți nu știu ce să zic guys, chiar nu știu, hai să mai mergem aici la Chopanus. Eu sper ca în update-ul care urmează să fie ceva mișto, să putem să scăpăm o dată de duplicarea peturilor, deoarece este o porcărie asta cu duplicarea. E o tâmpenie, de deci, ce aș duplica un pet doar ca să-i dau la unul țeapă? Și mai ales dacă el a băgat bobux, eu să-i dau țeapă de aia în asoală. Nu, e, e urât și nu aș face așa ceva și sper să nu mai facă nimeni de astea, să nu mai apară scripturi de astea nasoale. Sper. Acum Preston știe ce are de gând și vedeți că am, am aici string 2, diamond 1, o bun, gift 3, interesant ăsta e pentru o farmată la, la cadouri, la tot felul de de astea, cred că e bun giftul ăsta. Ok, plus 100% la reward, bine. Și am 3 de 169T, după aceea am 5 de 168 și restul mai slăbus, dar nu contează. Și vreau să-i mulțumesc pentru acest hipomelon, e primul meu exclusiv pe care îl dețin, ca zici că mi l-a dat de tot. O să vină, dacă update-ul ăsta care urmează, next big update, o să fie insane, vă garantez că o să facem și noi rost de un huge uh, cat. Nu știu de care, nu știu ce huge vom lua, dar vom lua un huge la un moment dat. Uite, mai avem aici niște exclusive date de abonați pe live, să le colecționez, dar în rest, nu. N-am exclusive, n-am cumpărat și nici nu... N-am băgat bănuți în așa ceva. Tot mă bate gândul, tot mă bate gândul, dar e vorba de 2200 de bobux. Asta înseamnă, nu știu, vreo un milion jumate, două milioane, e foarte mult, deci e foarte mult, dar tot mă bate gândul la un moment dat, poate l-aș lua, poate nu l-aș lua, Ma, hai să vedem dacă dați like-ul ăla Blanaus și subscribe-ul ăla greuț, poate la un moment dat îl luăm și noi și vreau să strâng aici neapărat diamante ca să cumpăr și eu niște exclusive, nu neapărat huge niște exclusive să am și eu, am peturi destul de rare pe aici, destul de interesante, dar aș vrea totuși uh, să mai îmi iau și un exclusiv ceva și să fac acolo la index. Mai fost scurt. Guys, cam asta a fost clipul video. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem la The Big Update. Vă salută Vali.